Aici în baie este problema, domnul instalator. Văd, văd, văd. Cred că țevile se devină. Și aruncă mai bine apă, toți stați așa. Va lucra bine aici. Nu vedeți, domnule, că n-a lucrat nimeni? Nu, no, vecinul, zic, va lucra bine. Măcar de mă lucra vecinul. E de schimbat și faianța, schimbăm WC-ul și cada, cred că îi punem duș până la urmă. Ce treabă are, domnule? V-am chemat să vedeți de unde curge apa asta. Ideea e că nu putem să facem tavanul, să facem totul nou și restul vechi, de mâna a doua. Nu mai lucrăm ca înainte, pe timpul Ceaușescu. Dar măcar rezolvați-mă să nu mai curgă apa în cap. 50 de lei constatarea și în timp de 6 săptămâni o să vină cineva să repare. 6 săptămâni? Dacă toți sunteți aici, faceți ceva! Nu, că eu sunt constatator, iar meseria la baza mea e frigotenist, n-am nicio treabă. Dar lucrez în firmă și o să vă trimitem pe cineva. Păi între timp mă duc la vecină, poate mă rezolvă el.